Bună ziua! Peste 2 milioane de români suferă de diabet. Înainte de diabet există ani de zile modificări în organism, în acest timp chiar putem să facem ceva pentru noi. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul primar de diabet și boli de nutriție, Răzvan Vasilescu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Înainte de diabet trebuie să înțelegem ceva simplu. Mâncăm. Ce se întâmplă în organism după ce mâncăm? Copios, să spunem. Noastră a spus: În România, aproximativ 2 milioane de, de persoane suferă de diabet. Jumătate din ei nu sunt diagnosticați, iar pe lângă ei mai există încă, să zicem, aproximativ un milion care au prediabet, ceea ce înseamnă alterarea glicemiei a jon sau toleranța alterată la glucoză, adică valori ale glicemiei care nu pun diagnosticul de diabet, dar contribuie la apariția complicațiilor. Pentru că din momentul în care glicemia crește față de un prag, complicațiile încep să apară. Cu cât crește mai mult, cu atât riscul de apariție a complicațiilor este mai mare. Iar în lume, în momentul de față, ca să avem o imagine a acestei boli, se estimează că există aproximativ 450 de milioane de pacienți cu diabet. Iar pentru 2045 se estimează că numărul lor va crește la 700 de milioane. Și să ne gândim că în anul 2000 erau 150 de milioane. Deci în 20 de ani, numărul lor s-a triplat. Deci trebuie să acționăm, pentru că altfel vom ajunge ca întreaga populație să aibă, uh, să aibă diabet. Acționăm de la început. Ce înseamnă o masă copioasă? Ce se întâmplă în interiorul nostru? O masă copioasă, acum fiecare are o definiție a unei mese copioase, dar o masă copioasă înseamnă o masă în care mâncăm mult mai mult decât am avea nevoie, o masă în care mâncăm alimente bogate caloric. Pentru că nu volumul ne dă numărul de calorii. De exemplu, putem mânca o salată sau un burger. Ca volum suntem tot acolo, dar ca și calorii suntem departe. Dar în salată putem să aruncăm mult ulei și atunci vom ajunge la o, o valoare calorică mare. Da, orice aliment teoretic cu calorii puține poate deveni, prin modul de prelucrare, un aliment hipercaloric. Ați dat un exemplu foarte bun. Al sosului. Al Sosului de fapt, pentru că dacă ne uităm și intrăm într-un supermarket și sunt uh, sosuri prefabricate și avem curiozitatea de a citi eticheta, pentru că este un lucru esențial să citim eticheta, vom constata că acel sos poate are 300-400 de calorii pentru care adaus de zahăr. Cât o masă? Cât o masă și atunci tu ai o salată cu legume care în total poate face 50-60 de calorii, dar vii cu un sos de 400 de calorii și ai ajuns la 500 de calorii. Și din acestea, 300-400 de calorii sunt calorii goale, adică nu aduc nutrienți. De aceea este bine să mâncăm acasă, să gătim noi, pentru că în momentul acela știm ce adăugăm la uh, sosul respectiv. Că aici nu vorbim doar de salată, vorbim și de mâncare, pentru că în momentul în care facem o mâncare și punem foarte mult ulei sau punem smântână sau punem uh, unt uh, foarte mult, atunci din start lucrurile cresc. În momentul în care mâncăm, avem o masă copioasă la... Un interval de timp începe secreția de insulină. Cu cât mâncă mai mult, cu cât persoana care mănâncă mai mult este, mai, este supraponderală sau obeză, atunci și secreția de insulină este mai mare. Și ce înseamnă că avem o secreție de insulină mare? Pe mine mă apucă somnul după o masă copioasă. Categoric ne apucă somnul pentru că intervine, intervine mecanismul digestiei. De asta sațietatea începe să apară cam la 30 de minute după ce începem să mâncăm. De aceea nu trebuie să mâncăm repede la început, trebuie să mâncăm încet pentru că să apară senzația de sațietate pentru că într un interval scurt poți să mănânci mult, dar senzația de sațietate să nu apară. De aceea nu trebuie să te așezi la masă flămând, pentru că cu cât ești mai flămând, cu atât vei avea tendința să mănânci mai mult, să te duci spre alimentele care ți apar în frigider. Și de obicei acestea sunt cele hipercalorice. Solicitarea îndelungată a pancreasului poate să îl epuizeze și atunci tu, la un moment dat, să ai nevoie de și mai multă insulină, iar pancreasul să nu mai dea. Iar în acel moment, glicemia începe să crească, pentru că această creștere a insulinemiei, hiperinsulinismul, are scopul de a aduce valoarea glicemică la valoarea normală. Dar în momentul în care tu nu mai organismul, pancreasul, nu mai poate să dea suficientă insulină, atunci începe glicemia începe să crească și atunci apar valorile crescute ale glicemiei, prediabetul și ulterior diabetul zaharat. Eu mănânc, metabolizez, energia din hrană trebuie dusă în, în, în celule. Acolo este rolul insulinei. Are rolul de a duce glucoza în celulă, dar în timp, în momentul în care Persoana se îngrașe, la nivelul celului, la nivelul țesutului adipos, apare o rezistență, ca un zid, și atunci, de asta, îți trebuie din ce în ce mai multă insulină pentru a dărâma acel zid. Pentru că, de fapt, apariția diabetului zaharat, a hiperglicemiei, este rezultatul stilului de viață. Pentru că mai întâi luăm în greutate, devenim supraponderal, ulterior obezi, după care. Și apare celulele diabetul. sunt ca un zid. Exact, și după care ai nevoie din ce în ce mai multe insulină, la un moment dat nu se mai poate elibera la anumite persoane. Uh -huh. Și atunci apare acest, această creștere a valorilor glicemice. Și atunci, rezolvarea, soluția este la stilul de viață, la cauză. Pentru că diabetul zahărat de tip 2, pe că la el ne referim în special, care reprezintă mai mult de 90% din cazurile de diabet și care poate fi prevenit, este rezultatul în special al stilului de viață. Și dumneavoastră ne dați o dietă, în ghilimele, ea spune eu, pentru că vorbim despre un mod de a, normal de a, te, de a te alimenta. Dieta diabeticului este, sau persoanei cu hiperglicemie, da. pentru că este o dietă normală. Vorbim despre un stil de viață, bineînțeles, cu un aport scăzut de carbohidrat, carbohidrați, produsele cu zahăr, produsele din cereale rafinate, gen pâinea albă, orezul, legumele bogate în amidon cartoful, ele nu sunt interzise. Dar aici trebuie să avem grijă, trebuie să fie într-o cantitate limitată, pentru că ele au un aport caloric crescut, dar cu un aport nutritiv scăzut, pentru că un aliment, chiar dacă are multe, un aliment, dacă are multe calorii, nu înseamnă că aduce și mulți nutrienți. De aceea, o dietă echilibrată presupune un echilibru atât între macronutrienți, și aici vorbim de glucide, lipide, proteine, cât și micronutrienți, minerale și vitamine. O masă echilibrată înseamnă o masă echilibrată caloric, și aici vin, în primul rând, macronutrienții, sunt cei care dau calorile, dar bogată în micronutrienți, uh, uh, vitamine și minerale. Și mi-ați dat voie să mănânc o friptură cu salată, orez integral, pâine integrală, cartof copt, poate? Da, în coajă da, sau fiert, sau, în eventual, coajă. un cartof dulce. dulce. Fructe cu limită. Există o mare diferență între legume și fructe. Da. Pentru că două grupele alimentare sunt bogate în minerale. Foarte bune! Foarte bune, dar fructele au o cantitate crescută de carbohidrați. Și atunci, odată contribuie la creșterea glicemiei, iar doi contribuie la creșterea în greutate fiind hipercalorice. Sau, nu, nu neapărat calorii, aducând calorii mai multe decât legumele, care legumele au în primul rând fibră, apă, micronutrienți, minerale, vitamine, dar calorii foarte puține. Și atunci există o mare diferență din punct de vedere al calorilor, și pentru persoane, persoane trebuie să știe că mâncând multe fructe riscă să se îngrașă, și mai ales dacă folosim multe freșuri, cu atât mai mult, pentru că în momentul în care. Că, spunem, sucurile naturale din fructe sunt sănătoase. În acel moment, noi îndepărtăm fibrele, avem doar uh, fructul cu Zahărul zahăru, din fruct. Exact, fructoza. Da. Și uh, un suc nu este făcut, la un suc nu folosim un singur fruct, adică folosim 2, 3, patru fructe. Deci, gândiți vă în momentul în care noi consumăm un suc natural, folos, uh, consumăm, de fapt. 3-4 fructe, doar uh, din punct bogat în carbohidrați, fără fibră, iar acesta nu-ți dă sațietate, deci putem spune că sunt calorii suplimentare. Ca să înțelegem cât de important este să, să mâncăm corect, să mâncăm inteligent, de fapt, din toate grupele alimentare, poate ne explicați dumneavoastră de ce diabetul lovește direct sistemul imunitar. Hiperglicemia scade imunitatea acționând la nivel celular, împiedicând procesul de apariție, de apărare al organismului la agresiune. Cu cât glicemia este mai mare, cu atât sistemul imunitar este mai afectat. Și atunci, de aceea este important ca pacientul cu diabet să aibă un echilibru glicemic. Valorile glicemice să fie înțintă, pentru că degeaba știu că am diabet, urmez un tratament, dar nu mai mă monitorizez sau glicemile sunt mari, eu mănânc orice și nu e suficient să urmez un tratament, oricare ar fi acesta cu antidiabetici orale, cu insulină deci nu, baza rămâne regimul, 90% din, 80% din <gântu> terapia diabetului este regimul, iar după aceea vin terapiile cu antidiabetici orale, cu insulină și 2 și 3, este foarte importantă monitorizarea să avem glicemii bune, deci este foarte important ca un diabetic să aibă glicemii bune, tocmai pentru a avea o apărare mai bună. Și acum sunt frecvente la pacientul cu diabet infecțiile respiratorii, infecțiile la porțile de intrare, infecțiile urinare, infecțiile candidozice la nivel genitale. genitale, la nivel lingual, la nivel candidoza linguală și în același timp pe lângă acest lucru, pacientul cu diabet mai are un mare pericol de infecție. Neuropatia diabetică este o complicație frecventă a diabetului zaharat. Aceasta presupune că de multe ori pacientul să nu, să nu simtă periferia, să nu simtă membrele inferioare. Calcă, dar nu simt acest lucru. Se înțeapă și nu simt. Și acele, acele locuri în care au suferit un traumatism pot fi surse de intrare a microbilor și astfel pot să apară gangrenele care în final de mult de multe ori se soldează cu amputații cu gangrenă și amputație. Este un alt lucru la care pacientul diabetic trebuie să fie atent pentru că pielea este uscată la nivelul picioarelor și trebuie să în fiecare zi să, să controleze, să să, vadă, verifice. să verifice dacă există o sursă o crăpătură la nivelul călcâiului, dacă există un punct care poate să favorizeze apariția acestor uh, infecții. Și de aceea la pacientul diabetic este foarte important identificarea cât mai rapidă și tratamentul cât mai rapid. Adică nu e timp de așteptat. Pentru că o zi, două, o zi, două pot, fi, pot face diferența într-o evoluție favorabilă sau uh, o evoluție nefavorabilă. Pe de altă parte, o infecție, o boală acută, o infecție acută crește glicemia. Întotdeauna. Orice, și ori... la un om care nu are diabet? Da. De, da. Mul, de multe ori există riscul la o, la o persoană care nu are diabet ca un eveniment acut să conducă la o creștere a valorilor glicemice. De multe ori acest lucru se întâmplă la o persoană care are o predispoziție. Adică este supraponteral obeză, avea glicemii de limită și vine acest eveniment acut care poate fi fie o infecție o infecție severă, fie un eveniment acut, de exemplu un accident vascular cerebral, un infarct miocardic acut și atunci acesta să conducă la o creștere a valorilor glicemice. De asemenea, la un pacient diabetic echilibrat până în acel moment, un eveniment acut poate să conducă la creșterea glicemilor, semnificativă, adică nu o creștere nesemnificativă, o creștere semnificativă. Și atunci este important ca pacientul diabetic să știe acest lucru. Adică, de multe ori, o creștere a valorilor glicemice, neexplicată, este, la pacientul diabetic, este un semnal de alarmă. Trebuie să fie un semnal de alarmă. Adică, glicemia nu crește de la sine, adică, pur și simplu. Trebuie să fie o cauză. Bun, în ziua precedentă am făcut un exces alimentar, am fost la onomastic, am mâncat tort. Bun. Există o explicație, dar eu poate am fost cât se poate de corect în regim, nu am făcut nimic în plus, am făcut mișcare, am făcut sport și glicemia începe să crească. Trebuie să fie un semn de, de, de alarmă. De să vină la medic. Să vină la medic, exact. Sau să caute foarte bine o posibilă sursă de uh, infecție. Probabil în perioada aceasta în care ați văzut uh, și pacienți infectați cu SARS-CoV-2, pacienți diabetici, da ați văzut aceste valori mari ale glicemiei categoric de, dar aceste lucruri erau cunoscute și înainte Absolut. de infecția cu SARS-CoV-2 orice infecție orice pneumonie, orice viroză Viroz, din, gripă. da or, exact gripă adică toate cresc în plus acum se mai adaugă faptul că pe lângă infecție există și creșterea valorilor glicemice indusă de tratament de anumite medicamente iar dexametazona este unul dintre medicamentele care cresc crește foarte mult glicemia. Prin mecanismul lui este cortizon. Mm. Și atunci asta se știau și înainte, dar în acest moment în care dexametazona este folosită în tratamentul pacienților cu, cu pneumonie COVID, este un nou lucru care necesită monitorizare și atentă și identificarea valorilor glicemice. Dar vorbind de imunitate, un lucru foarte important în, 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 a, la acești pacienți este faptul că a, o dietă echilibrată trebuie să mi ajute sistemul imunitar. Adică noi trebuie să identificăm uh, alimentele care mulți pacienți folosesc suplimente. Așa. Suplimente, vitamina C, vitamina D, vitamina E, orice. Ideea este că nu suplimentele trebuie să ne ajute, ci o dietă echilibrată din care să ne luăm a aceste uh, Substanțe nutriționale, nutritive, care ajută sistemul imunitar, de exemplu, vitamina C, vitamina E, zincul, seleniu. Să avem un aport proteic important, pentru că proteina e cea care ne ajută sistemul imunitar într o sursă corectă, sursă bună, sănătoasă. Carne. Carne ouă. slabă, carne slabă, pui vită, curcan. Pește, fructe de mare, după care trebuie să avem, există. Sunt persoane care nu folosesc carne, ou, brânzeturi, Brânzete. există și în partea vegetală, oleaginoasele, semințele de de chia. Și dacă n-am avea proteină de, de calitate, cum ar suferi sistemul imunitar? Păi sistemul imunitar are un loc important în structură și în sinteza anticorpilor implicat. Anticorpii proteine. sunt proteine e, care exact. se construiesc din proteine. Exact, adică a, a, asta, din aminoacizi. Proteine care se construiesc din aminoacizi. Și atunci eu trebuie să vin cu baza ca să am o, o proteină de cali, un, an, să am anticorpi care să mă protejeze. Dar, bineînțeles, nu e obligatoriu să folosim doar proteine animale. Trebuie să avem și proteine animală și proteină vegetală. Ne întoarcem puțin la diabet și ne explicați puțin de ce funcția renală și ea, alături de sistemul imunitar, suferă, suferă foarte tare și de asemenea diabetul cumva intră în bolile cardiovasculare. Complicațiile diabetului sunt complicații vasculare. Odată complicațiile macrovasculare și riscul este ca în timp să dezvolte accidentul vascular cerebral, pacientul diabetic, accident vascular cerebral sau infarmiocardică acut sau boală arterială periferică, unde sunt vasele mari, sau uh, complicații microvasculare. Complicația renală este o complicație a circulației la nivelul glomerului. Diabetul se asociază cu ceilalți factori de risc cardiovascular, adică cu hipertensiunea, cu dislipidemia, hipercolesterolemia. Ele merg mână în mână și atunci tratamentul pacientului cu diabet nu presupune strict tratamentul glicemiei, trebuie să avem grijă și la ceilalți parametri, adică hipertensiunea, hipercolesterolemia. Adică și monitorizăm în... și colesterolul din sânge. Da, Obligatoriu, valoarea LDL de colesterol, colesterolul exact, rău, probabil? Exact, exact, trebuie să monitorizăm hipertensiunea, dar numai că le monitorizăm le și tratăm. Le și tratăm. Foarte important și un alt lucru foarte important, stop fumat. De ce? Fumatul este un, un factor de risc vascular, care, venind peste toți acești factori de risc, vă dați seama. Și mai ales că 1 plus 1 plus 1 nu fac 3 în cazul diabetului, poate fac 6 sau 7. În Suma. biologie așa se întâmplă. <laughs> da, e o da. cascadă, de fapt. Adică 1 plus 1 nu fac 2 exact da, Înseamnă da, o cascadă. Vi, exact. Și de asta zic, noi trebuie să acționăm în, în principal asupra factorilor care pot fi corectați. De asta vă spun, fumatul poate fi corectat. Îl oprim. Sunt lucruri, predispo predispoziții genetice la care nu putem acționa. Dar unde putem acționa, să acționăm. Vă mulțumesc foarte mult! Mâncăm inteligent și reducem riscul de a suferi de diabet. Interviul integral îl vedeți pe știrile.pro.ro. Mulțumesc! La revedere!